Bă, a fost interesantă și seria asta de am văzut aici cu natura. Am fost și eu la, aici la cumpărături, am băgat aici niște cumpărături forță și am umplut, după cum vedeți, tot frigiderul. Avem acum KFC, ouă, bacon, mamă, avem pui dat cu miere, cu nebunii, deci acum suntem super bogați. Și chiar sunt curios ce face vecinul. Hai să vedem, deci în portofel am făcut aici niște exchange, am dat acolo banii aia 500 de lei. I-am băgat aici în portofel și avem vreo 25 de milioane, plus bitcoin-ul, plus nebunii, plus carnea asta. Încă n-am, plus mâncarea asta, pardon, încă n-am făcut aici exchange-ul acest gold, dar o să-l fac eu pe parcurs. Dar m-am gândit că, bă, n-ar mai trebui să lucrăm la pizzerie, deoarece cred că o să mă suspecteze fratele lui, așa că hai să vedem ce face vecinul și hai să nu mai știu sunărie. Alo, vecinul, ești acasă? O, vecine, au mai găsit mai ceva în legătură cu jefu, că știu că ai fost jefuit, am vorbit cu tine, dar ai fost cam foarte supărat. N-au găsit nimic momentan, mă duc să mă culc de supărare. Nu, mă, vecine, ne auzim atunci. Bă, săracul vecin, deci la pizzeria nu cred că aș mai vrea să lucrez, dar văd că s-a deschis o secție de poliție lângă noi. Deci, să ne ajungem până la ea să vedem, mă, ce s-a făcut, nu știu, pe stradă. Și pe unde să... pe aici să intră bun. Păi, e cam goală secția, cred că e în renovare. Dar văd că au multe mașini, grăbișează mașinile angajaților. Mamă, ce mașini au polițiștii, ești nebun? Să-i băgă, ok. Ce vorbesc, mă, ăștia, bun. Ia, mă, hai să vedem ce e aici, mamă. Aici vorbesc cu ăștia aici, ok. Comandantul, mamă, o laptopă de gaming. Bă, interesant, hai să vedem. Da, sunt curios, oare chiar angajează? Hai să vedem aici, hai să vorbim cu recepționera. Mamă, ce vorbesc cu el asta. Domnul recepționera, sunt curios dacă chiar angajează. Că vă că nu prea mai aveți pe aici polițiști, sunteți destul de puțin și sunt curios dacă mai aveți un loc pentru un nou ofițer în oraș. Da, suntem în căutarea noi ofițeri și după cum arăți să fii un angajat excelent. Dacă dorești, poți completa această foaie de înscriere. Ce foaie? Bun, deci avem foaia asta. Înscriere, poliție, nume, data nașterii și dacă sunt sănătoși să semnez. Am completat foaia. Păi, nu știu ce vorbesc aia la sății. Păi, nu știu ce fac în continuare. Luați foaia și spuneți-mi ce se întâmplă în continuare. Vei primi acasă în poștă un bilet dacă ai fost admis și te vom aștepta aici pentru a da probele? Păi, bine atunci, hai că mă duc acasă, sper să fi fost acceptat, nu mă știu să bat, ce fac, mă, what? Ok, hai că mă duc acasă, nu mă duc ce mașini interesante au. Hai să ne ducem acasă, băgăm acolo un film, o ceva și poate ziua următoare ne acceptă și pe noi în poliție, facem pe niște chestii, cred că nu suntem suspecți, deci eu... Bun, hai să vedem și noi ce filme avem pe aici. Deci avem... filmul meu clasic, documentar despre natură. Păi, hai că stau aici și... Deci, așteptăm. Mamă, ce? Mamă, m-a luat o ațepană. Bun, hai să stingem și televizorul, dar... Încă? Am auzit cumva ăsta la ușă? Poștașul? Eu zic poștașul, care-i treaba? Ai primit o scrisoare de la poliție, ai făcut ceva? N-am făcut nimic, am... Făcut acolo la Dumitre ceva chestii, m-am înscris și la poliție acolo să fiu și ofițer. Păi și... ce aici? Factură interne, factură curent. 3 milioane? Bă. Ai bine tot, am fost admis. Bine, mă, bun. Păi, domnule poștaș, poți să pleci? Cred că... poți să ieși facturile de curent și de internet, că... nu prea mai am nevoie de ele, adică poți să le plătești tu. Deci am fost admis. Bun, hai să ne luăm și noi aici uniforma noastră de om de afaceri. Ne luăm aici ochelarii și bam, i-am pus în bot. Și hai să mergem la secție să vedem care este treaba. Bă, cât timp mă duceam și aici mă gândeam, bă, apăsam și voi acolo pe butonul ăla de like. Dacă vă plac aici episoadele astea interesante cu diferite joburi și... hai să vedem. Doamna recepționeră, ei bine, după cum vedeți, am fost admis. Ce trebuie să fac? Felicitări, du-te în vestiar și schimbă-te în hainele de ofițer, apoi vorbește cu comandantul.
mă, comandarul tâlgă e cam ocupat, dar... Acum mă duc în vestiar. Camera de schimb. Opa! Na, poftim, uitați-vă și voi, avem aici hainele de polițist. Hai să ne le dăm pe ale noastre jos și hai să le luăm. Pac, avem pantalonii, papucii și cum arătăm? Ia! Na, poftim, băi, ești nevânt ce bine arătăm, de stai super bine în hainele de polițist. Chiar arătăm super bine. Și... cufărul ăsta? Opa, gloanțe. Bă, hai să le luăm. Și avem așa, insignia de polițist, pistolul, hai să-l încărcăm, și batonul, lol, și hainele noastre, cred că le lăsăm și noi aici, momentan, în locker, nu cred că să ne le fără nimeni, sper, mamă, uite ce bine stau acolo ochelarii aia, bun, și punem așa, ăsta, așa, și insignia la final, și ăsta cu admisul, îl lăsăm aici, și hai să vorbim cu comandantul. Domn comandant, după cum vedeți, m-am îmbrăcat, arăt super bine. Și ce trebuie să fac? Stă super bine, dar înainte de inițiere trebuie să treci prin niște probe. Te așteaptă cineva în spatele sexy, baftă. Tipul ăla? Ok. Antrenorul. Ia zi tata. Pentru a deveni un polițist adevărat trebuie să știi să tragi, ai în față 5 ținte, antrenează-te pe ele și îți voi spune dacă ai trecut testul. Deci trebuie să mă antrenez. Păi tot în ele. Mamă, nu se... Cred că l-am foarte de puternic sunt. Atunci hai să tragem în el. Bun. Să ne antrenăm aici cu pistolul. Cred că ne descurcăm super bine până acum. Hai, încarcă. Mamă, vezi că îmi place ca polițist. Avem arme, avem nebunii. Bun. Poate spar geamul vecinilor. Ok, îmi scăpă glonțe, gen ricoșă. Lol. Băi, eu cred că ne descurcăm super bine. Hai să vorbim cu antrenorul să vedem ce spune. Felicitări, ai trecut. Nu mai avem buget pentru alte probe, dar te poți duce direct în patrulare cu mașina de poliție. Bă, cred că are dreptate, că nu prea mai e nimic din secția asta. Cred că e direct nou-nouță să construiește aici. Băi, și care mașină, gen? Ia, hai să vedem care mașină am putea să luăm. Nu cred că le putem lua pe toate, că altele... Parcă îmi place asta, e așa mai clasică, mai simplă, mai de mine. Hai, dubă. Da, cred că o luăm pe asta, hai să deschidem portiera. Ia uite ce spum scoate, ești nebun. Hai, de cu spatele. Mă, o să-i că derapează. Ia, facem drift-ul cu ea? Ia! Ia! Rupete tata! Dei! Ia uite-o! Haide! Băi, dar ce nebiște, ia uite-o! Noul polițist în oraș face drepturi cu mașina. Mamă, să cât de răpasăm aici. Mamă, ce mă sperie de situația aia. Bun. Hai să plecăm în patrulare, că deja ne... Mamă! Da, cred că nu trebuie să fac asta. Bun, dubla 2, hai să vedem. Deci, hai să vedem ce se întâmplă prin orașul ăsta. Ok, ok. Hai să ne oprim aici între secție. Nu ce e acolo cu... What the fuck, e sânge? Bă, trebuie și pe ăla. Bă, hai să vedem care-i treaba. What? Nu știu cât derapăm. Gangsterii, mamă! Bun, ce se întâmplă aici? What? Gangsterii? Fermierul ăla e jos? Mamă, cred că e împușcat, uite cât sânge e! Ei, bătacă! Plecă-mă de aici! Mamă, ce se întâmplă? Bă, bătacă? Poliția! Jos! Jos! Ce se întâmplă așa, vă că... Plecă-mă de aici, what the fuck? Bă, nu mă văd că sunt polițist! Mai veni unul! Băi, mamă! Sunt încolțit de gangsteri! Mamă, se când mă cătacă? Dacă sunt gangsteri de aici, poliția? Alo? Stați să sunăm acum. Am și o nevoie de întăriri. Acum de aici. Nu? Nu-i cineva pe aici? Du-te și pe la. La cap îi dăm. S-a dus. Mamă, ce se întâmplă? Domnule fermier, ești bine? Mamă, sunt împușcat, sună la medic? Oh, leaf.
ce se întâmplă aici? Cred că avea el ceva în căruciorul lui, era cu mașina și cred că l-a oprit. Oi, fermiere, hai că mă trebuie să sună secție, să sună nebunii, să vină aici să investigheze și cred că să aibă grijă de tine. E cu mașina. Să dăm pe spatele frumos. Deci hai să încerc rapid la secție să raportăm și să vedem care mi-e treabă prin orașul ăsta, că bă, săracul fermier l-a cam copășat. Am înțeles că cic în față, dar chiar uitați-vă și voi, s-a produs un accident. Hai să vedem care-i treaba. Mamă, ce se întâmplă acolo? Mamă, prinde poliție de ambulanță. Hai să vă punem și noi aici frumos. Temei în față. Bun, deschidem și noi portiera și hai să vedem care-i treaba. Bun, închidem ușa. Ce se întâmplă? Mamă, sunt ăștia în alarme, în nebunie. Mamă, nu mi-a spune nimic civilul. Cred că femeia asta e cam dusă. Văd că vorbește polițistul cu civilul și unde e medicul? Bun, hai să ne ce spune civilul. A fost mai vina mea? Da, cred că ați intrat destul de rău aici. Mamă, ce s-a întâmplat, man, aici? Wow! Femeia a făcut accident în intersecție. Păi știu ce trească să fac. Cred că o să trească să sunăm. Deci nu știu ce să fac. Cred că trebuie să... Eu n-am nici stație. Trebuie să mă duc înapoi la secție să declar ce am văzut. Bun, hai să mergem la secție. Vorbim cu ei și le povestim tot ce s-a întâmplat. Bun, nu mai avem mult și am ajuns la secție. Mamă, stai că am greșit intrarea. Am așa full sânga de volan. Încă un pic și gata. Gata, am închis mașina și așa deși mai să le dăm raportul. Să vorbim cu comandantul să-i spunem ce s-a întâmplat. Domnule comandant, dacă mergeți în casă pe acolo și vă duceți la intersecția de pe strada... De pe strada Cereșilor, unde este spitalul ăla în stânga și mai este o zonă cu camioane, este acolo, da, în partea aia, este un accident, am văzut, ați trimit câteva trupe de polițiști, dar mai avem nevoie de mulți polițiști și mulți medici. Se pare că un pacient de acolo, un civil, a fost destul de grav rănit, este vorba de o femeie. Și ce trebuie să fac sau ce trebuie să fac în continuare, că nu știu. Am înțeles, ai făcut o treabă bună, vom trimite imediat mai multe echipaje să verifice ce se întâmplă. Între timp te poți duce acasă să te odihnești, să-mi livra salariul pe card. Păi nici n-am terminat bine ziua și deja mi-a livra salariul? Păi atunci hai că mă duc să-mi las să seam. Cred că cam asta a fost prima zi la jobul de polițist. Hai să ne lăsăm toate chestiile aici. Badge-ul ăsta vreau să-l păstrez, să fie al nostru. Hai să ne dăm îmbrăcămintea jos, să ne luăm pe a noastră. Bun, hai să ne luăm și aici și paltonul și nebunile. Hai să ne punem înapoi în cuier. Și foaia să o lăsăm aici. Bun, hai să ieșim acasă. Măcar am rămas cu badge-ul de polițist, deci oficial suntem și polițiști certificați. Și mamă, ce se vorbește pe radio, cred că e nebunie acolo. Nu prea cred că am eu treabă că sunt la început, deci sunt un mic pui de polițist. Dar cred că până acum mi-am făcut treaba bună, am bătut niște gangsteri. Am văzut acolo care-i treaba pe la accidentul ăla. Hai să ne ducem în casă să ne continuăm aventura noastră în acest oraș. Băgăm, ce să băgăm? Băgăm niște chepsi, o găleată din asta nebună. Și ne uităm aici la un... la filmul nostru preferat, un documentar despre natură și faună. Și sper ca mâine, nu știu, parcă jobul de polițist mi se pare destul de greu. Parcă aș vrea să devin medic. Acum nu știu. Și o să văd care este treaba pe aici pe laptop. Să văd că ce cerințe o să trească să îndeplinesc să devin și eu un doctor, un chirurg din ala nebun, să facem operații. Deci, hai că mă bag aici, o să calculez, să caut chestii, să văd ce salariu au. Și... da, hai să vedem.